pentru ce te zbați în patim și-n păcat. Pe Iisus ce răstignit și înviat, să-l primești că El e mare și e bun cu fiecare, oricând. El te caută, lume suspină. De ce râzi de rugăciune și de post? De biserica cea sfântă a lui Hristos. Tu nu știi de rugăciune, ce amară șelăciune te-a răpit. Cum te-a amăgit cel rău și cel zmintit. Azi biserica te cheamă cu al său glas, ca să vii la rugăciune în orice ceas. Și să ascult slujba cea sfântă, ce-n altar îngerii cântă lui Iisus. Heruvim cu aripi multe vin de sus și toți cântă cu preotul într-un cor. Nevăzut de ochii noștri ai tuturor, cetete ființe alese, prin care daruri primete Duhul Sfânt. Să-ntărească El credința pe pământ, credința cea ortodoxă în Iisus, ce în șapte sfinte taine El a pus. Cine trupul lui primește, cu Domnul se împărtășește, dragul meu. Să trăiești cu nădejdea-n Dumnezeu. Cine trupul lui primește, cu Domnul se împărtășește, dragul meu, să trăiești cu nădejdea-n Dumnezeu. Acum o să continui cu câteva cântece din folclorul nostru minunat de aici, din această zonă binecuvântată de Dumnezeu, și anume cântării Învârtită, Jiană, Bătută, Cimpoiu, care este de aici, de pe valea asta, un pic mai sus, toate sunt de aici. Cântări cu care eu m-am lansat și pe care le-am promovat în toate colțurile lumii. Să auzim, veselie! Tropa.
ce-ai crezut oare și crezi, la 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 ori la 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 ca și muntele de flori la 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 că și eu ies floarea leasă la 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 eu stau bine în orice casă la 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 și de dea băriță bine la 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 al omului care trăiește așa pe valea asta a orăștioarei, a orăștiei, că stău și toate
localitățile până în cetățile dacice. Să vă pot oferi de fiecare dată altceva. Oricum, repertoriul meu este imens. Am ce vă oferim fiecare duminică altceva. Nu va fi asta o problemă, dar ce să zic, vă mulțumesc din suflet pentru efortul dumneavoastră de a participa nu doar fizic. Dumneavoastră nu sunteți doar fizic. De fiecare dată când am cântat la biserica aici sau la spectacole ce le-am mai avut la sala asta, dumneavoastră sunteți cu sufletul, participați cu sufletul. Asta probabil ați învățat de acasă, de la dumneavoastră și de aici, de la căsuța aceasta frumoasă, biserica pe care, la care venim cu toții. La tine vin, Iisuse, iar picioarele se strâng. Trecutul să-mi-l plâng amar, păcatul să-mi-l plâng. Fiecare șare greutatea sa, numai tu, Iisuse, ne poți ajuta. Fiecare șare greutatea sa, numai tu, Iisuse, ne poți ajuta. Căci am greșit, Iisuse bun, și mare vina mea, dar mii de lacrimi calde adun și-și cer a mă ierta.
ruga. Atâția păcătoși s-au strâns de atâția ani mereu, stropind cu lacrimi și cu plâns păcatul lor cel greu. Fiecare și-are greutatea sa, numai tu, Iisuse, ne poți ajuta. Căci tu pe toți ai ascultat, pe fame și pe hoți, prin vorbea crucii i-ai spălat și i-ai iertat pe toți. Fiecare și-are greutatea sa, numai tu, Iisuse, ne poți ajuta. Fiecare și-are greutatea sa, numai tu, Iisuse, ne poți ajuta. Foarte bine că ați venit. Stați aici lângă mine să cântăm cu toții două strofe, repede, hai. Și să-i mulțumim lui Narcis că toate slujbele sună atât de frumos lui Narcis și corului. Nu? N-am dreptate. Merită aplauze. Pentru că slujbele sună impresionant. Așa-i românul când se veselește, ca și stejarul când înmugurește. Așa-i românul când este iubit, ca și stejarul când a înfrunzit. Așa-i românul când este iubit, ca și stejarul când a pentru a noastră țară.